Spitalul Municipal de Urgență Roman are o listă de medicamente de care dispune obligatorii la semnarea contractului cadru cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Orice produs farmaceutic din această listă se administrează gratuit numai pentru cazurile prezentate și internate ca urgențe medicale. Dacă medicul curant din orice secție apreciază că bolnavul diagnosticat și cu o boală cronică are nevoie și de un alt medicament, îi recomandă pacientului în cauză să și-l procure de la farmaciile cu circuit deschis. Că noi în fiecare an ne prezentăm la contractarea la casă cu o listă de medicamente. Spitalul este obligat să dețină, pe perioada spitalizării pacienților, acea listă de medicamente. El este obligat, mai exact, să pună la dispoziția pacienților lista de medicamente cu care ne-am prezentat la contractare. În fiecare an, lista care se revizuiește în fiecare an. Lista pe care o prezintă spitalul la încheierea contractului cadru include doar medicația pentru afecțiunile de urgență. Dacă un medic curant hotărăște că unui pacient îi trebuie pentru o anumită afecțiune un medicament altul decât cel din lista de medicamente de urgență, pentru că trebuie să facem precizarea că această listă conține preponderent medicamentele folosite în tratamentul de urgență, pentru că noi suntem spital de urgență. Ori dacă un pacient care se prezintă în oricare din secțiile noastre, pe lângă afecțiunea de urgență cu care a fost diagnosticat, mai are și o altă afecțiune cronică și se indică un medicament din categoria medicație cronică, mă scuzați, pacientul își va achiziționa, pe care spitalul nu o poate pune la dispoziție, pentru că nici nu este obligat să o pună la dispoziție, nefiind în lista de medicamente, repet, pe care noi am contractat-o cu Casa de Asigurări, atunci pacientul, dacă dorește, își va cumpăra această medicație și spitalul nu este obligat să-i deconteze cheltuielile pentru aceste medicamente. De aici a apărut confuzia. Nu este obligat, nu. Există pacienți care se prezintă la conducerea spitalului cu bonuri de la farmaciile cu circuit deschis, care dovedesc că au procurat un medicament prescris de medicul curant pentru a solicita decontarea contravalorii acestor medicamente. Se verifică în listă dacă aceste medicamente se află în regim pentru urgențe, se verifică diagnosticul și se decontează doar dacă medicamentul nu se află în stocul farmaciei spitalului. Lunar, la Spitalul de Urgență de la Roma, se cheltuiesc 2-3 miliarde de lei pentru medicația prescrisă pacienților internați.